Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 22 mai, ziua în care am făcut un sirop pentru albinuțe. Acum, problema este, l-am făcut, l-am făcut, dar aveam eu o, o, problemă cu ea care nu, nu aveam control asupra acestui sirop. De fapt, niciun apicultor nu are un control asupra unui sirop și trebuie să-i măsurăm valorile, adică aciditatea acestui sirop. Mă, cu ce reglăm aciditatea? Fiindcă albinele preferă mierea, cum știm, da? Și atunci eu am comandat un aparat cu care să măsor valorile acide ale siropului. Și să luăm o cană cu apă prima dată. Am luat o cană cu apă, aici avem testerul, o să clătesc testerul, eu am reglat aciditatea și aciditatea din această apă este peste, nu știu, ajunge pe la 6, cred că, limitele normale e 7 din câte am înțeles. Așa. Acum mergem să punem în sirop. În sirop avem nevoie de aciditate de 3,6. O să măsurăm aciditatea în sirop. Am reușit să ridic aciditatea și astfel putem face un sirop după cum avem noi nevoie. Aciditatea eu am ridicat-o cu vitamina C. Ok, sau acid ascorbic, dacă nu mă înșel. Bun, când am măsurat a ajunge la 3,7 în siropul acesta, fiind care mai multe componente, am am adăugat 15 grame de vitamina C. Acum, în funcție de ce sirop faceți, o să, o să trebuiască să reglați dumneavoastră aciditatea. Deci, valorile trebuie să fie 3,6. Deci, acesta este un sirop ideal pentru albine. Bun. Cam asta este. Asta am vrut să vă prezint pentru cine este interesat de acest model de tester, o să vă las și marca. Sunt unii oameni care chiar sunt interesați. Da, scriți acolo calitatea apei tester de un tester nu văd să scrie una, vreo marca asta este cutia cu care vine Water Quality Tester. E fain că arată și temperatura apei. Ideal la albinuțe acum ar fi, dați că s-a oprit, să avem uh, 30 de grade, ar fi siropul ideal. Iați, acolo avem doar uh, 23 de grade la sirop, acum asta este. Bun. Cam atât am vrut să vă prezint că se poate face un sirop pe care îl putem noi coordona. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!